În localitatea Vânju Mare, foarte mulți oameni sunt dornici să se vaccineze. Aceștia văd imunizarea ca pe o șansă la viață, iar campania decurge din ce în ce mai bine la centrul din localitate. La centrul de vaccinare din localitatea Vânju Mare, oamenii care doresc să se vaccineze sunt imunizați cu serul Pfizer. La acest centru nu mai sunt locuri disponibile, iar listele de așteptare sunt pline. Peste 800 de persoane s-au înscris pe listele de așteptare. Cu ce vaccin se vaccinează? Pfizer. Oamenii sunt reticenți? Nu sunt. Cei care s-au prezentat sunt complianți, reacții adverse n-am avut după vaccin, puțin nu se prezintă, din vari motive. Sunt numai din zona orașului Vânju Mare? Nu, sunt și din Turnul Severin, am avut și din Craiova, am avut și din București și din toată zona Cujmirului, unde nu există centru de vaccinare. Se pare că oamenii din Vânju Mare văd imunizarea ca pe o scăpare din această perioadă grea prin care trecem. Sătui de carantină și restricții, localnicii s-au înscris pe liste și așteaptă cu nerăbdare să fie vaccinați cu serul Pfizer. Ce părere aveți de campania de vaccinare? Consider că este o măsură bună, având în vedere numărul mare de infectări. Să sperăm că va fi bine în urma acestui vaccin. Sunteți la primul vaccin? Sunt la rapel. Am efectuat primul vaccin în data de 21. Data de 9 și acum la 21 de zile la rapel. După primul vaccin, reacții adverse ceva? Nu. Nicio reacție adversă. Consider că e oportună, necesară, având în vedere prelungirea stării de COVID și populația are nevoie de vaccinare într-un număr cât mai mare pentru a putea să stopăm acest flagel mondial. Am venit cu plăcere și la primul vaccin și la rapel. Nu mi-a fost frică, deși mai sunt cazuri, simptome. Eu, unul, n-am avut nicio simptomă. Lucrez într-o instituție publică de stat. Iau contact cu persoanele. Am avut muncă și la domiciliu. N-am avut nicio simptomă în acest an de răceală sau de COVID. 62% dintre români sunt dorniți să se vaccineze împotriva COVID-19. Cei mai mulți dintre ei sunt seniori.